TIFA a ajuns la cea de-a 14-a ediție. Puteți să faceți un mic moment de bilanț și să împărțiți ecranul în două. Să faceți o comparație între prima ediție TIF și cea de anul acesta. A dispărut ceva din ce aveați la prima ediție? Ce ați câștigat cu timpul? Mie îmi place să spun că întotdeauna prima ediție poate a fost cea mai bine organizată pentru dimensiunea aceea festivalului, adică era un festival mic, cu 30 ceva de filme, cu 3 săli sau 4 săli de cinema, cu probabil 100 de invitați, spre deosebire de azi, când avem peste 200 de filme, peste 12 locuri unde arătăm film, peste 1000 de oameni care vin special pentru TIFF. Dar în acel an, în 2002, am avut mult timp pentru pregătire. Cred că era peste un an de lucru și de atenție la toate detaliile. Timp pe care anul ăsta și anii ăștia nu-i mai avem. Se întâmplă foarte multe lucruri. România de azi e diferită față de România de atunci. Clujul e alt oraș. S-au schimbat foarte multe. În special faptul că succesul pe care TIFF l-a avut în ani și faptul că am devenit așa foarte cunoscuți la nivel național și internațional a atras, cum să spun, multă lume și a atras an de an, se așteaptă foarte mult de la festival. Se așteaptă să ai filme tot mai bune, se așteaptă să ai evenimente surprinzătoare, se așteaptă să vin fiecare an cu ceva nou. Ori nu totdeauna filmele te ajută. Anul trecut, de exemplu, a fost un an mai prost pentru filmul românesc, anul ăsta e un an mai bun, dar fundamental e important că suntem în mare cam tot aceiași care organizăm și ne bucurăm și e o mare familie așa care se reunește înaintea TIFF-ului și atâta timp cât nouă ne bucură organizarea evenimentului, lucrul ăsta se reflectă, cred că, și în experiența de la TIFF. Aveți în premieră anul acesta o nouă secțiune, Cuvintele sunt de prisos. Cum a venit ideea acestei secțiuni și cât de greu a fost selecționarea filmelor? Ideea secțiunii aparține lui Mihai Kirilov, cel care face curatoriatul și selecția filmelor din festival. El a descoperit multe filme din anul trecut, din ultimii doi ani, filme în care dialogul nu era pe primul plan. Filme unde, nu cum e cinematograful, cum a apărut pe vremuri o artă a imaginii, nu neapărat sunetul, a venit mult mai târziu. Imaginea de multe ori e foarte puternică, percutantă, nu ai nevoie de dialog ca să transmiți neapărat mesaje sau stări sau. Ori din punctul ăsta de vedere, Mihai s-a gândit că ar fi interesant la TIFF să reunească filme mai cunoscute și mai puțin cunoscute într-o secțiune. Deja știu mulți oameni din Cluj și nu numai care sunt foarte interesați de filmele de aici. Ele vor concura și pentru un premiu al criticii internaționale, juriul Fiprescii. O aștept și eu cu mare interes. Recunosc că nu am văzut toate filmele pe care Mihai le-a ales, așa că sunt extrem de interesat. TIFF are și o secțiune paralelă de muzică, din ce în ce mai consistentă. De ce ați decis să uniți muzica cu filmul și ce ne puteți spune despre trupele artiștii care vor fi anul acesta? Acum, Clujul are această, să spunem, specificitate. E un oraș unde nu numai filmul e la vârf, sunt și artele plastice și mai ales muzica. Clujul e un oraș de unde au pornit trupe importante din nou val de artiști români, în special în zona de rock, independent, underground, alternativ. E un festival mare de muzică, Electric Castle, se întâmplă la Bonțida. Ori, de câțiva ani încoace, încercăm să îi bucurăm și pe cei care sunt fani de jazz. La fel, Clujul a avut, cel puțin în anii 70-80, nu numai, a fost extrem de cunoscut pentru big band, pentru alți creatori, așa că vor veni Tord Gustafsson, un mare jazzman pe scena mondială, el e norvegian, va mai fi un trio olandez, open source trio, dar sigur vom avea și muzică, cum spuneam, din nou val de rock alternativ, de la Robin and the Backstabbers, la Möbius, Satellites, la firma Face Today și un concert special al unei trupe maghiare foarte, foarte buni, cred că ei vin din Sfântul Gheorghe, se cheamă Sample.
De asemenea, TIP descoperă din ce în ce mai multe spații, așa cum ați spus în fiecare an. Care sunt spațiile noi anul acesta? Spațiile noi și mai puțin noi sunt în primul rând depozitul de filme, unde anul trecut am făcut o primă așa vizită cu mulți invitați ai festivalului. La vremea respectivă depozitul era încă nerenovat, nu era igienizat. Încercam să strângem bani, să adunăm bani într-o campanie pentru a curăța locul respectiv. Era un fost depozit al României Film, unde era un dezastru general, murdărie, mizerie. Am reușit vara trecută după TIF să facem curățenie și l-am inaugurat, după care a fost ținut în conservare, iar anul ăsta vom face de la spectacole de teatru, concerte, filme în fiecare seară. E un loc unde cred clujenii se vor simți foarte bine și, în al doilea rând, pe lângă spațiile tradiționale, a mai apărut unul nou și anume o piscină. Vrem să facem un eveniment pentru marele public și anume vizionarea unor filme într-o piscină. I-am botezat evenimentul Cine Piscina. Sunt curios să văd dacă va veni lume, dacă vor savura un film, cum să spun, dintr-o cu totul altă perspectivă. Nu ești acasă la televizor, nu ești în multiplex, ești într-un cu totul alt context. Regizorul român omagiat anul acesta este Mircea Daneliuc. Îi puteți face un mic portret cineastului Mircea Daneliuc pe care îl onorați? Eu nu pot să fac nu sunt critic de film, nu pot să emit judecăți critice, pot doar să spun dintr-o perspectivă strict personală că e unul din cineaștii cu care am copilărit, unul din cineaștii datorită căruia probabil am ajuns să și fac meseria asta, am crescut cu filmele lui, mi-am pus probleme, întrebări văzându-le, mi-am dat seama ce face regizorul, unde e regizorul într-un film, de ce filmul arată într-un fel și nu în altul. Filmele lui din acea perioadă, de la Proba de microfon, Croaziera, Cursa, apoi Patul conjugal sau Senatorul Melcilor sau Iacob, sunt filme importante ale cinemaului românesc. Cred că e un privilegiu să-l avem pe Daneliuc alături de noi și mă bucur că a acceptat invitația de a veni la TIF. Personal, cred că e cel mai important moment al TIF-ului, cum a fost la vremea lui și retrospectiva Pintilie acum 2 ani. Așa că m-aș bucura, e singura satisfacție care cred am putea să o avem, ca filmele dânsului să poată recircula în context internațional. Vor fi mulți străini care vin să vadă film românesc de la festivaluri, așa că ar fi o șansă extrem de importantă ca odată TIFF să ajute la repoziționarea operei unui cineast de mare valoare în context internațional. Și Marin Moraru a primit primul de excelență în anul acesta. Da, Marin Moraru e un actor despre care iară nu trebuie să mai vorbim. El n-a fost niciodată la TIFF și ne gândeam că, cum să spun, e păcat să nu-l omagiem și să nu-l bucurăm și el și pe el și pe noi cu prezența dumnealui acolo. E un actor care probabil a făcut mult mai multe roluri memorabile în teatru, dar asta pentru că filmul nu i-a oferit suficient. Cu toate astea rămân câteva filme unde prezența lui e unică, specială. Îmi pare rău că nu, din vari motive, a refuzat probabil să mai joace sau să accepte partituri care nu erau, să spunem, pe măsură. Cred că e un actor imens care încă, eu cred că dacă ar avea rolul potrivit și dacă ar avea filmul potrivit, ar mai putea avea ceva de spus. În premieră în România vă aduceți și pe Nastasia Kinski. Va primi primul special al festivalului pentru contribuția adusă cinematografiei mondiale. A fost greu să o convingeți să vină în România? În mod paradoxal, doamna Kinski n-a fost greu de convins, pentru că avea o legătură oarecum cu România, intermediată de Nadia Comăneci. Vrea să facă un film despre Nadia, e interesată de subiectul ăsta, probabil ca mulți alți cineași din toată lumea. Nu știa prea multe despre festival, dar colegul meu Mihai Kirilov s-a întâlnit cu ea la San Sebastian, în Spania, la un alt festival anul trecut. Au discutat, au evocat despre posibilitatea de a veni aici. S-am prietenit atunci cu Vlad Ivanov, au fost membri în juriu amândoi și ne-am gândit că ar fi o ocazie foarte bună de a o
de a avea ca invitat special, iar e un nume mare al cinemaului mondial, a făcut filme și creații. Țin minte când eram la fel tânăr în Cluj, elev de liceu, văzusem filmul Tess, o ecranizare după Thomas Hardy, unde a făcut un rol minunat, era foarte tânără. Și cred că actorii tineri în special, cineaștii, vor avea ce învăța după întâlnirile cu dumneai, va face masterclass, va fi prezentă la o parte din filmele ei. Ați avut de-a lungul timpului filme sau cineaști pe care i-ați dorit în festival și nu i-ați putut avea? Au fost, sigur că da, de la regizori precum Gus Van Sant sau Miloš Forman, care din păcate e prea în vârstă să mai poată călători, până la, eu știu, actori cum ar fi Sophia Loren sau Alain Delon. Sunt actori care au marcat, eu știu, istoria cinemaului mondial. Sunt convins că o mare parte din publicul cinefil clujean, poate mai puțin cei foarte, foarte tineri, dar știu că există o mare iubire și față de acești cineaști. Din păcate, cred că i-am pierdut, nu știu dacă de tot sau temporar. Cu toate astea mergem înainte, cred că un festival de film înseamnă, câteodată îți pierzi mult prea mult timp încercând să aduci staruri și vedete și lucrurile astea te și costă. Cred că accentul trebuie să fie pus pe conținut, să ai programe bune, să sprijini oarecum comunitatea de unde vii și căreia îi se adresează până la urmă festivalul. Competiția oficială a festivalului este extrem de variată în anul acesta. Dacă ați face un top 3 al filmelor de văzut neapărat în festival, din competiție, care ar fi acestea? În competiție, eu nu mi-e frică să fac categorisiri și clasificări. Cred că ambele, că toate cele 12 filme sunt bune și sunt solide și nu, mi-e foarte greu să fac împărțire. Altfel, din festival, sigur că din 200 și ceva de filme, 3 e foarte greu de ales, dar sunt câteva filme la care țin. E Proba de microfon al domnului Daneliuc. Mai e un film de debut românesc pe care l-am produs. E vorba de Lumea mea, lui Nicolae Constantin Tănase. Un film, cred, foarte, va fi o mare surpriză pentru cinefil și pentru cei care vor vrea să vadă filme românești altfel, să spunem. Și probabil aș alege unul din filmele argentiniene. Noi avem un focus argentin anul ăsta, un film argentinian care e, după mine, marea revelație anului trecut. Se cheamă Povești trăsnite, în engleză ar fi Wild Tales. E filmul cu care deschidem TIFF-ul. E o comedie fabuloasă unde râzi cât n-ai mai râs un an de zile. Un film care a fost arătat la Cannes anul trecut și care sper să ajungă pe ecranele din România din 12 iunie. Și dacă mă uit la capitolul văzut filme, un președinte de festival, în spețiul dumneavoastră, câte filme vede într-un festival? Eu încerc să profit de primele zile, cât încă nu e agitație mare relativ, și mai fug dimineața, pe la prânz, să văd. Sunt filme care mi-au scăpat, unele care îmi doream mult de tot să le văd. Apuc să văd așa în medie de 5-6 filme într-un festival, ceea ce e destul de bine. Depinde cât de... Dacă avem probleme de organizare, numărul scade. Dacă, eu știu, stăm bine așa cu organizarea și cu nu apar crize, probleme, poate chiar mai multe, dar e imposibil să vezi pe toate. Adică Mihai e singurul probabil care a văzut toate filmele, el le-a ales, dar în rest știu și mulți spectatori care se plâng de faptul că de-abia reușesc să te agăți așa, să-ți faci programul de așa natură încât să vezi 2-3 filme pe zi, ar fi o performanță. Mai aveți timp să și dormiți în timpul festivalului? Da, da, bine, puțin. Nu e ultimele zile când vin puhoiul de invitați români și străini, e destul de dificil de a-ți gestiona orele de odihnă, de somn. Sunt multe petreceri care se duc până spre dimineață, dar mai vine săptămâna de după și asta îți dă ocazia unei relaxări. Bănuiesc că v-ați întâlnit cu foști laureați sau competitori străini care au fost la TIFF. Care a fost cea mai emoționantă întâlnire? Nu e o singură întâlnire emoționantă. Cred că sunt multe cu multe întâlniri câteodată așa de salut pentru un festival.
oameni care își aduc aminte de tine și care imediat vin să-ți spună să știi că cea mai bună experiență de festival pe care am avut-o vreodată a fost la Cluj și m-am simțit minunat și a fost extraordinar și e cum să zic, așa absolut tușant și emoționant să vezi că oameni din toată lumea, indiferent dacă vin din Coreea de Sud sau din Thailanda sau din America, din Argentina, din Chile, sunt oameni care au decis să-și facă după aia vacanțe la noi în țară și care, față de care am legat așa o prietenie care depășește, să spunem, strict granițele sau așa de colaborare într-un festival. Sunt oameni care se simt foarte atașați de TIFF și de-abia așteaptă să facă un film, ne scriu, uite, am terminat filmul, sper să-l selecționați. TIFF, așa cum am spus, este deja la ediția 14. Este un eveniment amplu care are nevoie de buget pe măsură, pentru că ați demonstrat ce faceți. Bugetul de anul acesta a fost ușor de negociat? A fost mai, cumva mai simplu de negociat pentru că m-am bucurat să nu mai avem surprize cum s-a întâmplat anul trecut la Ministerul Culturii. A fost o situație neplăcută cu un buget decapitat anul trecut, cu bani care s-au găsit pe ultima 100 de metri. Anul ăsta mă bucur că noul ministru, domnul Vulpescu, a știut să reașeze un pic prioritățile instituției și... N-am avut probleme, discuțiile au fost extrem de constructive și simple și clare. În rest, sponsorii i-am conservat pe cei de anul trecut, au mai apărut câțiva noi. Sprijinul autorităților locale, din nou, e foarte important, în special a primăriei și Consiliului Local din Cluj. Avem și o finanțare europeană deja de foarte mulți ani prin programul Creative Europe al Comisiei Europene. Ori, în total, așa am reușit să ne apropiem spre un buget de 1.600.000, 1.700.000 de euro, care e, să spunem așa, suficient pentru faza la care suntem și pentru momentul în care suntem de a oferi nu doar o sărbătoare cinefililor, ci și o sărbătoare pentru oraș, pentru regiune. Sunt mulți oameni care vin în Cluj din țară, în special în cele două weekenduri. Și vrem să le oferim nu doar film, vrem să le oferim, cum spuneam, și concerte, evenimente, teatru, expoziții foto, happening-uri, avem teatru de stradă anul ăsta. Deci TIFF-ul, cred, își extinde un pic, fără să dorească să devină foarte mare, e un pericol să crește așa necontrolat, dar cam în direcția asta ne ducem. A spus că anul trecut ați avut unele probleme. Care a fost cea mai grea ediție în stabilirea bugetului? Nu știu, probabil că prima a fost cea mai complicată pentru că nu știam dacă o să reușim să o facem. De făcut o făceam, dar o făceam absolut voluntar, nimeni nu era plătit. Cred că primii 3 ani cam așa am și făcut festivalul, reușeam să adunăm bani cât să plătim filmele, cheltuielile, cazările, transportul. Nu, nimeni nu era plătit pentru jobul de la festival. Și în prima ediție țin minte că a fost așa, era un moment extrem de tensionat când cumva o conjunctură fericită a făcut să-l putem aduce pe un actor american celebru dintr-un serial TV, pe Jason Priestley din Beverly Hills, și biletul lui Jason costa vreo 7.500-8.000 de dolari, era un business class din Los Angeles, bani care nu-i aveam. Și în fine, cu mare greutate, cu o săptămână înainte de festival, printr-un efort la nivel guvernamental, sigur că erau bani puțini dacă te uiți așa în perspectiva unui buget de minister, am reușit să obținem banii, i-am plătit biletul și l-am avut, dar probabil a fost ediția cea mai așa pe muchie de cuții dintre toate. Ce ne-ar trebui să piardă spectatorii clujeni din ediția din acest an? Eu cred că nu e ceva ce e așa la capitolul musai sau trebuie neapărat să vezi. Cred că publicul s-a obișnuit deja că va vedea lucruri foarte diferite și noi spunem, ne place să spunem că există ceva pentru fiecare. Sunt mulți cărora le plac un gen de filme, eu știu, horrorurile, alții care adoră comediile, alții care și poți, dacă citești cu atenție descrierile filmelor, citești despre ele pe internet în mod clar, vei găsi și documentare bune și, eu știu, filme mai pretențioase, mai de autor, să spunem așa.
nu-mi fac griji. Cred că publicul, dacă se va informa, va citi catalogul nostru, broșurile noastre, va ști ce să aleagă. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes! Sper!